prin 86, parcă, sau 87, un coleg de al tatei a venit acasă cu video. Și ai mei s-au uitat toată noaptea la filme. Cu mine vorbești? Cu mine vorbești? Aveam câțiva, nu știu, 7 ani, 8 ani, 9 ani, ceva de genul ăsta. Și m-a luat cineva să mergem la video. Era extraordinar să faci ceva ce nu e legal în comunism, adică ce nu e comunist. Să vezi filme imperialiste. Toate ninja, toate kung-furile. Horrorurile mai cheap sau mai puțin cheap. Filme cu acțiune, cu explozii. Dispărut în misiune. Chuck Norris. Chuck Norris. Sylvester Stallone. Arnold Schwarzenegger. Van Damme. El. Și nu știu de unde le aveau, cum făceau. Veneau la pachet. Vocea, traducerea și nu cred că am stat să ne gândim la început cum sunt traduse, dacă cineva ia un microfon și... Da, nu cred că ne puneam foarte multe întrebări. Exact. Dar a fost un moment în care începeam să ne gândim, dar de ce toate filmele sunt traduse de aceeași voce? Ninja 8. Războinicii de foc. Este cea mai cunoscută voce din România după Nicolae Ceaușescu. Te iubesc, Sabrina. Și eu pe tine, Carlo. Eram tare curios să o văd. Nici nu credeam că are un corp fizic, cumva. Era în planul conștiinței. Era vocea. Era The Voice. În 83 am reușit să mă angajez la televiziune. Nu trebuia să fie nicio formă de care să demonstreze cât de bine poate să fie în Occident. Adică mașini luxoase, piscine. Inclusiv în Tom și Jerry, orice masă plină, unde știi că ei se aleargă întotdeauna pe masă, asta era tăiată. Erau foarte multe lucruri care nu funcționau și care nu puteau fi văzute nicio formă la televizor. Era 5 noiembrie 1985. Din televiziune, un domn care era colonel la pompieri a venit și m-a întrebat dacă nu vreau să merg cu el la cineva care ar traduce casete. Învață-mă. Pot să fac. Tu nu ești japonez. Nu ești un Tanaka. E o cantitate de adrenalină zdravănă ca să poți să urmărești și să redai. Dar n-am nevoie de țigările voastre. Nici pa lui, nici pa lui, nici pa lui. Nu, nu vreau. Nu, nu, nici pa lui, nici pa lui. Sentimentul principal era pot să văd filme. Pot să nu rup legătura cu lumea. Eram absolut disperată că nu pot călători. Era ca un drug. Evaziune dintr-o pușcărie, așa, de evadare. În 24 de ore ar fi putut să oprească toată povestea asta, regimul de atunci. Era un regim totuși represiv și imprevizibil. Era ideea că se poate întâmpla orice, adică mă întrebam, oare o să mi se întâmple, nu o să mi se întâmple... Nu gândeau că se va transforma într-un fenomen de masă. Părinte, nu poți să-mi tragi și mie filmul ăla? Știi? Deci, da, taci din gură, nu spunea nimeni. Bă, rămâneau la un moment dat blocați. Bă, ce blocuri au americanii ăștia, incredibil. Uite, bă, ce mașini, ce străzi mari, ce mașini mari.
Era un fel de fereastră către Occident să văd și eu cum e de fapt lumea liberă. Era o modalitate de defenta comuniștă. Asta a fost tot timpul mare satisfacție. Vezi din spatele acțiunilor sau într-un film normal, pe dragoste sau nu, ce au ăia, ce mănâncă, ce libertăți au, ce-și permit, cum își vorbesc, că e cu totul altceva decât erau. Și așa cumva simțeai underline ce înseamnă libertatea și o simțeai, nu ți-o explica nimeni.